a strălucit pe cele mai prestigioase scene de opere din lume, iar în 1967 artista a cucerit titlul de cea mai bună ciocioșan din lume. Vorbim despre prima dona operei naționale, soprana Maria Bieșu, care astăzi ar fi împlinit 87 de ani. Vocea Mariei Bieșu, dramatismul, căldura din timbrul ei irepetabil continuă să fascineze pe melomani. Nu știu dacă până la sfârșitul secolului ăsta vom mai avea încă așa o voce, pentru că este într-adevăr o raritate, este o bijuterie a neamului nostru. Acel mare talent care l-a născut poporul nostru va fi veșnic în memoria celor și care au cunoscut-o, dar și a generațiilor viitoare. Când era în viață Maria Bieșu, ziua de 3 august era o mare sărbătoare. Deja sunt 10 ani cum noi nu sărbătorim această zi împreună. Este foarte trist, dar în orice caz ne pare bine că totuși sunt oameni care mai țin minte că a fost așa o stea la noi în Moldova. Viața, idealurile Mariei Bieșu continuă în activitatea Teatrului Național de Opere și Balet, ce poartă numele, în școlile de muzică. Cel mai important este faptul că Festivalul Internațional de Opere și Balet, pe care l-a fondat Maria Bieșu în 1990, are continuitate. În septembrie, la Teatrul Național de Opere va avea loc ediția 30 a Festivalului Internațional Maria Bieșu. Îi simt lipsa în permanență. Și mai ales când vine timpul să începem pregătirile pentru festivalul. Dumnezeu era un generator de idei, un generator de emoții pozitive. În acest an, în special, avem invitați din 10 țări, tradițional de România, Ucraina, Italia, Taiwan, Spania. Un muzeu în memoria regretatei primadone a fost inaugurat în satul Voluntiri, raionul Ștefan Vodă, unde s-a născut la 3 august 1935 Maria Bieșu, cea mai bună ciocioșană a lumii.